Primul sportiv român calificat la Tokyo este și primul care a primit echipamentul. Glință și-a făcut geanta pentru Jocurile Olimpice. Hainele nu se mai rup ca la ea. Rio. Robert Glinț a făcut pe modelul și a prezentat echipamentul în care românii vor defila și pe cel în care vor concura la Jocurile Olimpice. Noi avem spate un pic mai mare. Exact. Asta e un pic scurtută și la brațe și la... comparativ cu Rio. Ai făcut manechinul și astăzi, cum a fost? Este o onoare să fiu primul român și calificat și echipat și sper să aduc noroc. Glință nici nu se gândește să ducă steagul României la Tokyo. El i-a fost promis Simonei Halep. Mă bucur că nu este decizia mea, de exemplu, clar pe legenda vie Marian Drăgulescu, pe care l-admir foarte mult. Cu siguranță eu nici măcar nu mă pot ridica la valoarea pe care el deja a confirmat-o. Singurul român campion european la not și-a umplut geanta cu tot ce-i trebuie la Tokyo. El a avut probleme cu bagajul la plecare. Hai România!